cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mult. Ce se întâmplă? Bună dimineața, mă scuzați, oameni buni, nu merge monitorul de control și nu știam că am intrat. Acum merge și monitorul de control. O nouă emisiune de joi dimineața. Colegii mei m-au lăsat în aer că fără să-mi aducă numărul 566 din monitorul de neamț de astăzi, un număr plin cu materiale, inclusiv anchetă, inclusiv reportaj, inclusiv interviuri. Continuă seria de materiale despre secțiile Spitalului Județean și problemele lor, un material despre secția paliative, doi pietreni spre Oxford, un material la care țin foarte mult, România, ultimul bal, partea a doua, aspectele asasinatului energetic împotriva României la început de an, educația în neamț între buget și investiții, un material care trebuie citit cam de toți cei care se ocupă de învățământ, pentru că aveți toate noutățile prezentate acolo, și o anchetă care arată o stare de fapt tot mai mult apar în opinia publică lucruri despre anumiți polițiști care dau de necaz. De exemplu, un comisar de la Roman, comisarul Cloșcă, a dat de necaz 4 ani cu executare pentru că a cerut, a acceptat un ceas de la un șef al unei firme de taximetrie pe care l-a tocat mărunt până când acesta a cedat. O să spuneți că pedeapsa este foarte mare. Eu vă îndemn să citiți materialul și să vedeți că nu e vorba numai de atât. Astăzi îl avem invitat pe domnul primar Andrei Carabelea. Bună dimineața și la mulți ani, că în anul ăsta nu ne-am văzut. Bună dimineața și la mulți ani dumneavoastră, tuturor celor care vă urmăresc. Mă bucur să mă aflu pentru prima dată în platoul dumneavoastră în acest an și să ne vedem pe cât se poate de des, dacă ne permite timpul și vremurile. Timpul, spațiu și vremurile. Exact. Domnul primar, tot e vremea dezbaterilor pe buget, parcă până astăzi, nu? Sau ieri a fost ultima? Ieri a fost ultima zi, din câte țin minte. Dacă mă înșel, cu siguranță... Nu, parcă pe 18 era ziua în care până se puteau face... Depune propuneri și contestații, și, da. E, eu o să spun că suntem pe 18 și... Atunci e astăzi, ultima zi. Și eu o să spun că suntem pe 18 și vreau să... Știu că de pe data de 24 putem aproba bugetul. Și aș vrea să discutăm un pic, să facem o sinteză a discuțiilor, a dezbaterilor care au avut loc pe segmente. Ați avut cu învățământul, ați avut cu ONG-urile, ați avut cu oamenii de afaceri, ați avut cu... Asociațiile sportive și cluburile sportive. Așa. Și să vedem un pic dacă cei care au venit la aceste dezbateri au venit cu propuneri concrete sau au venit mai mult ca să afle despre ce este vorba. De ce spun că ar trebui lucrurile astea discutate un pic? De obicei, în dezbatere publică apare un rezumat al proiectelor. Și acolo, dacă nu ești deloc familiarizat cu asemenea documente, nu înțelegi mare lucru, vezi doar cheltuială pentru aia, cheltuială pentru aia, un grafic eventual. De cum s-a întâmplat la Consiliul Județean. Eu m-am distrat foarte tare când Teatrul Tineretului nu era prins în proiectul de buget pentru dezbaterii publice. După ce am făcut emisiune luni și am vorbit, miercuri s-a schimbat. Asta înseamnă o dezbatere reală. Se, da, dar ei n-au făcut niciun fel de dezbatere. Știu, nu. Măcar au acceptat o propunere și au luat-o în considerare din punctul meu de vedere. Noi n-am făcut o propunere. Noi am spus că probabil a fost un test. Ei, printre rânduri au citit o propunere și prin urmare... Eu am zis că poate a fost un test. Să vadă dacă cineva le citește proiectul de buget și vede că, că acolo au omis să treacă o instituție cândva prestigioasă
în Piatra Neamț. Din punctul meu de vedere, un brand care încă trebuie să însemne foarte multe pentru pietreni și nu numai. Da. Ei, de asta spun, e greu să te duci la o dezbatere publică dacă nu ai un, nu știu cum să-i spun eu, un fel de document explicativ. Mai ales când vine vorba de lucrul acela delicat, investiții, da, cheltuieli, așa, pentru că nu ai de unde să-ți dai seama. Deci cum s-au prezentat oamenii care au venit, care au fost lucrurile bune și care au fost lucrurile mai puțin bune. Da, o dezbatere și o întâlnire de genul acesta, evident că vine cu abordări care integrează tot felul de subiecte și care pun în față de la critici exprimate mai mult sau mai puțin constructiv până la, bineînțeles, aprecieri legate de acoperirea unor nevoi punctuale. În primul rând am avut dezbaterea cu directorii, cu conducerile unităților școlare de pe raza orașului și dacă acolo aveam deja o corespondență prealabilă din care ne fuseseră deja aduse la cunoștință principalele nevoi ale școlilor și vă pot spune că de 2 ani ne-am focusat pe rezolvarea unor priorități care țineau în primul rând cont de siguranța copiilor în școală și securitatea lor și apoi de igienă și evident la urmă confort și asigurarea tuturor dotărilor necesare școlii respective. Ei, în primul an nici am putut acoperi abia cu mare dificultate nevoile cu cod roșu, adică cele care țineau de siguranța în școli. Am ales varianta unor investiții majore, gen acoperișul modernizat complet în locul unor banale peticeli și din punctul meu de vedere a fost soluția corectă și eficientă pentru că anul acesta reușim să ajungem și la acoperirea unor nevoi care sunt cumva mai pe la mijlocul piramidei și am depășit în majoritatea școlilor realizarea investițiilor majore pe partea de siguranță a copiilor în școli. Așa se face că astăzi, anul acesta, avem cel mai mare buget din istorie pentru școli, în condițiile celui mai generos buget pentru municipiul Piatra Neamț și asta nu neapărat datorită veniturilor proprii din taxe și impozite sau din subvențiile care vor veni de la stat, ci mai cu seamă datorită absorbției de bani europeni. Anul acesta, de exemplu, vom avea pentru școli din costul standard PRL, pentru asigurarea cheltuielilor materiale și a reparațiilor necesare în școli și a utilităților și pentru burse, bineînțeles. Pe partea asta vom avea 32 de milioane de lei alocați din bugetul local efectiv și încă 42 de milioane de lei, bani care vin din absorpția pe contractele cu finanțare de la bugetul Uniunii Europene. Asta înseamnă un buget de peste 73 de milioane de lei care va fi direcționat către școlile din municipiul Piatra Neamț, însemnând practic o experiență care vine și cu ceva provocări destul de mari, despre care cu siguranță vom mai vorbi probabil pe parcursul acestei emisiuni. Absolut. Și mai ales pe parcursul anului. Dar din punctul meu de vedere, de notat este că jumătate din școlile din Piatra Neamț vor trece prin lucrări de modernizare de amploare, de la schimbarea instalațiilor electrice, sanitare, termice, a ușilor, a tencuielilor, a finisajelor, geamurilor, acoperiș, inclusiv mobilier. Inclusiv mobilier și dotări chiar în unele situații. Asta înseamnă un efort uriaș din partea echipei de implementare, proiecte și nu numai. Asta înseamnă lucrări și un
bani care intră în municipiul Piatra Neamț și înseamnă o dezvoltare economică și pe orizontală, pentru că aceste lucrări înseamnă și servicii conexe de cazare pentru muncitori, de alimentație și așa mai departe. Parte, da, vor fi mulți, pentru că știm prea bine care este realitatea forței de muncă din Piatra Neamț și o cunoașteți și dumneavoastră foarte bine și mediul privat de asemenea. Deci toate acestea înseamnă niște puncte forte pe care le vom câștiga în timp, dar totodată și un efort pe care întreaga comunitate trebuie să îl înțeleagă și să ne ajutăm reciproc. Nu vă ascund că am primit informații și nu doar informații teoretice, ci și imagini care să ne demonstreze că directorii au fost trimiși la război cu primarul în această dezbatere publică, dar am avut abordare cum? În adică ideea există, în care... Există un comandant, există cineva care îi manipulează? Da, comandantul inspectoratului școlar a trimis la această dezbatere, în perspectiva acestei dezbateri, un mesaj prin care directorii să fie încurajați să pună condiții primarului pentru derularea acestor proiecte, să construim spații noi pentru a asigura. Știm bine că în astfel de proiecte trebuie să mergem în primul rând pe principiul colaborării, pentru că aici nu suntem nici într-un război politic, aici este vorba despre proiecte de viitor și de modernizare ale orașului și în special ne referim la practic viitorul orașului prin educația pe care o oferim copiilor noștri și infrastructura pe care o asigurăm pentru anii care urmează. Stați un pic, eu nu înțeleg, adică li s-a spus directorilor să ceară spații noi ca să repart, noi ca în care să punem copii și să oferim alternativa pentru a... Dar știți bine că astfel de proiecte se durează în timp, nu poți bătând din degete, doar prevezând în buget, să zicem, bani pentru astfel de investiții, să reușești să construiești clase, săl de sport sau Dar sunt foarte multe spații care nu sunt folosite în momentul ăsta. De exemplu, nu e un secret pentru nimeni că cel mai afectat de lucrări ca... Cea mai afectată zonă este Dărmăneștiul. Sunt trei școli. Sunt trei școli care vor fi și din care două foarte mari. Adică liceul de informatică, școala 5 și școala 8, mă rog, dar nu e atât de mare ca număr de copii, dar va fi afectată pentru că se reface în totalitate. Sigur, la școala 8 a fost, să zicem, cel mai ușor de găsit soluția prin dialog și colaborare cu școala numărul 8. Ai școlile normale. Ai școlile normale, acolo fostele școli normale, unde sunt spații. Pentru mine este un mister de ce nu pot fi folosite acele spații pentru o parte din copiii de la școala 5 sau de la sau școli, clasele de gimnaziu de la liceul de informatică. Adică e o aberație. Bun, țin de cealaltă parte a eșichierului politic, ca să spunem așa. Ele țin de deghia SPC. Dar nu v-am provocat, eu relatez o situație. Eu nu înțeleg. Ați discutat asta? Tocmai de asta vă și ziceam că m-ați provocat. Nu era neapărat o temă pe care să o expun public, dar asta arată clar că, de fapt, toate aceste provocări sunt speculate politic, din păcate, și eu sper că această abordare să înceteze. În luna noiembrie anul trecut am sunat personal conducerea Direcției Generale de Protecție a Copilului Neamț, pentru că știam despre 7 clase, 7 încăperi generoase care cu tot aveau cu circuite, cu tot cu circuit separat, care ne-ar fi permis cea mai eficientă și la îndemână soluție pentru a asigura copiilor accesul în la școală în cartier. Imediata lor vecinătate, fără a complica lucrurile foarte mult. Doamna director mi-a spus că
din partea ei nu este absolut nicio problemă și că ne va asigura accesul în clasele respective. Dacă sunt mici investiții de făcut, să ne asumăm noi. Și am zis, bineînțeles, fără absolut nicio problemă, pentru noi este soluția cea mai confortabilă și cu siguranță și pentru copii. Am avut și a doua discuție după ce am văzut că adresa oficială pe care am trimis-o nu mai primea un răspuns. Și mi-a spus că, din păcate, nu se mai poate. N-am cerut argumente și motivații, pentru că mi-a fost suficient să-mi imaginez despre ce este vorba și am căutat soluții alternative fără a mai căuta ședințe și întâlniri care cu siguranță să nu ajungă la rezultat. Am ales varianta distribuirii claselor de copii în mai multe școli, în baza înțelegerii și, bineînțeles, a spațiilor respective, existenței spațiilor necesare în celelalte școli. Și aici am mulțumesc, pe de o parte, conducerii colegiului Cartianu, Colegiului Național de Informatică, școlii numărul 12, unde am primit înțelegere, bineînțeles, școala numărul 11. Am înțeles că ați găsit utilitate școala, și școlii din Văleni? Din Speranța, da. Este cea mai nouă școală din oraș, care îndeplinește cele mai bune condiții, dacă vreți. Acolo, practic, vom muta mobilierul din școala 15 pentru clasele care le vom muta acolo pe perioada lucrărilor și vom pune la dispoziție transportul pentru toți copiii. Este singura soluție rămasă la dispoziție după ce nu am găsit înțelegere din partea Inspectoratului Școlar Județean și a Consiliului Județean. E păcat că lucrurile astea sunt făcute și suferă copiii, în primul rând, și părinții, bineînțeles. Copiii, vă spun eu, nu vor suferi, copiii se adaptează cu ușurință și, din punctul meu de vedere, cred că va fi o experiență chiar plăcută pentru copii. Nu vă ascund că chiar am auzit de la părinți sau de la chiar copii, și fetița mea este într-o școală unde vor fi mutați copii și a venit atât de bucuroasă că vor mai veni alți copii de la altă școală la ei. Știți cum e? Aici sunt niște lucruri. Părinții nu se vor bucura foarte părinții tare. Părinții nu, dar pentru copii nu va fi nicio suferință. Ei se vor adapta cu maximă ușurință. Va fi o lovitură maximă toate aceste lucrări și faptul că o parte dintre copii vor învăța după amiază, vor fi o lovitură maximă dată sistemului de meditații. Deci, va fi o lovitură dată maximă sistemului de meditații particulare, care de obicei se țineau după amiază, când aveau timp și profesorii și elevii. E, acum, probabil, se va aglomera sâmbăta și duminica. Deci, ca primar, în primul rând, eu nu mă pot gândi, în primul rând, decât la copii. Acum, că sunt persoane care vor fi mai puțin, care vor aprecia mai puțin ideea acestor lucrări, da, deja primesc și eu aceste semnale, însă avem de ales între a face și a ne ține de promisiunea modernizării orașului și pentru mine acesta este un îndemn și o misiune pe care mi-am asumat-o pentru fiecare zi în care sunt primar. Cu acest mesaj am ieșit primar și de această misiune mă țin până în ultima zi, pentru că este și o nevoie acută de a moderniza acest oraș. Vedeți și dumneavoastră, de la rețele subterane până la clădiri, ajungem câte, acum nevoi, la... câte nevoi sunt. Deci ne-am băgat și în educația, școli. Da. Educația, din punctul meu de vedere, este cel mai important lucru care să ne asigure viitorul copiilor aici acasă. Pentru că atât copiilor pe care avem astăzi în școală, cât și părinților care se pot gândi să întemeieze o familie în primul rând și de aici pornește dezvoltarea demografică și implicit economică a unei comunități, pentru asta trebuie să asigurăm servicii targetate și de calitate pentru noile generații. Bun. Aș vrea să mai spun un lucru, pentru că eu nu am timp să răspund neapărat tuturor provocărilor publice pe care le lansează mai curând prin distribuiri și tot felul de share-uri pe rețelele sociale.
Domnul prefect și doamna inspector școlar general, am văzut recent că vine cu tot felul de provocări și abordări și vreau să-i transmit pe această cale, doamna inspector școlar, că este în eroare. Cere lucrări de modernizare și mai profunde, dar parcă ar fi pe altă planetă, pentru că tocmai asta se întâmplă. Noi acum nu dăm cu var. Noi acum chiar schimbăm radical și modernizăm la modul cât se poate de profund pe ceea ce înseamnă cele mai recente soluții de eficientizare energetică și dotări școlile din municipiul Piatra Neamț. 10 din cele 21 de școli ale orașului sunt în proiecte de modernizare radicală, nu doar de schimbat parchet și văruit așa cum probabil a înțeles doamna inspector școlar general. În al doilea rând, a cere primăriei spații excedentare și construcții noi în acest context este cumva o exagerare, ca să nu spun o răutate, pentru că nu ține cont de niște lucruri, doamna inspector școlar general, și anume, populația școlară, față de acum 20 de ani, când exista aceeași bază materială ca și astăzi, de exemplu, este mult scăzută. Noi, în primul rând, trebuie să ne gândim la copiii de astăzi și la generațiile viitoare, să creștem calitatea actului educațional în școli. Pe de o parte, prin îmbunătățirea bazei materiale, și tocmai asta se întâmplă prin aceste proiecte, și pe de altă parte, printr-o activitate didactică, care să se focuseze în primul rând pe copil, în primul rând pe elev, pentru că acela este rezultatul muncii noastre, și să ne gândim dacă, pentru că am înțeles că se referea și la faptul că primăria este obligată să se asigure condiția pentru îndeplinirea planului de școlarizare, da? Primăria este obligată să asigure condițiile pentru copiii din Piatra Neamț. În primul rând, copiii din Piatra Neamț. Faptul că în unele școli sunt primiți și copii din comunele învecinate este foarte bine, dar trebuie să avem în vedere, în primul rând, limitele de suportabilitate pe care le avem astăzi. Și am fost și eu copil, am fost și eu elev, și dumneavoastră, și majoritatea locuitorilor municipiului Piatra Neamț, și eu țin minte că am învățat dimineață și după amiază. Acest lucru, din punctul meu de vedere, este soluția cea mai potrivită pentru a compensa și a rezolva problema spațiilor, spațiilor din insuficiente în momentul de față, ca urmare a lucrărilor pe care le avem în desfășurare și ca urmare a lucrărilor care vor genera un progres până la urmă. Deci trebuie să vedem efectul și rezultatul final. Și dacă acesta este un motiv de tristețe că se întâmplă lucrări în Piatra Neamț, mă scuzați, cum putem să evoluăm? Bun, acum fiecare cu tristețile lui, ca să spun așa. Probabil că doamna inspector școlar general a vorbit și în calitate de consilier local. Știți, adică... Sau de președinte de partid. Sau de președinte de partid, filială de partid. Da. Bun, haideți să ne întoarcem un pic la buget. Deci am vorbit despre învățământ și ne-am dus spre învățământ, că e foarte mult de discutat. Sigur. Haideți să vedem cum stăm cu fondurile de investiții anul acesta și ce are ieșit, apropo de asta, și din discuțiile cu mediul de afaceri. Că au fost discuții interesante. Da, cred că discuția cu mediul de afaceri a fost una dintre cele mai consistente și nu a fost prima întâlnire pe care am avut-o cu mediul de afaceri și în primul an de mandat și anul trecut am avut cel puțin 3 întâlniri cu reprezentanții celor mai importante companii din Piatra Neamț. A fost o întâlnire de 3 ore, că la un moment dat a și cedat laptopul. Cred că e și firesc la o întâlnire de 3 ore să la un moment dat cade bateria, am pus laptopul la încărcat și s-a rezolvat problema respectivă. Provocări laptopul.
Vedeți, se nu, mai întâmplă cineva, cu laptopurile. Nu, cineva tot insistă că vrea să intre în direct. Am spus să adreseze întrebări, numai că acum am ieșit din greșeală, am apăsat, m-am speriat și eu. Fără nicio problemă. Așa, se mai întâmplă cu laptopurile. Să adreseze întrebările și eu le voi transmite imediat. Fără niciun fel de problemă. Răspundem și la întrebări. Chiar m-aș bucura să facem asta. A fost o întâlnire foarte consistentă, cu o abordare sinceră, onestă și de o parte și de alta, și mă bucură propunerile și provocările pe care le-a lansat mediul de afaceri. Concluzia a fost una care pe mine m-a surprins. Spre finalul întâlnirii, la un moment dat, chiar s-a lansat o idee care pe mine m-a surprins plăcut, pentru că eu n-am mai auzit în viața mea vreodată mediul de afaceri dispus să doneze primăriei bani pentru a realiza proiecte, și asta s-a întâmplat acolo. Să știți că nu este prima dată. Au mai făcut la un moment dat, înainte de a prelua dumneavoastră mandatul, când firmele care sunt chiar în intersecția, în fața... Da, vreau să fac un sens giratoriu. Și ei au venit și au spus, domne, dăm și noi... venim și noi cu contribuția noastră. Da, dar atunci n-au găsit înțelegerea necesară la vremea respectivă. Ei ar veni, dar știți cum e? Ați văzut reacția. Noi ne bucurăm că am avut reprezentant la discuții și am putut vedea, nu prea a fost un interes mare din partea presei să vină acolo. Da, inexplicabil. Dar niciuna dintre dezbateri, doar de la dumneavoastră, la toate dezbaterile, doar de la dumneavoastră au fost... Da, este... modul în care fiecare își face treaba, nu-i problema noastră. Ideea este că de data aceasta, oamenii care au venit au pus probleme în mod constructiv, n-au dat, cum se spune, cu șutul. Știți, de pe poziția eu sunt mare și am bugetul cât orașul și dacă vreți să vă demonstrez, nu, au venit cu o poziție constructivă, ceea ce e mare lucru. O poziție constructivă care se potrivește foarte, foarte bine unui îndemn pe care ar trebui să ne-l însușim toți, pentru că împreună reclădim Piatra Neamț. Și chiar este această nevoie de a genera lucrări, de a genera investiții, de a căuta împreună prioritățile și de a depăși tot împreună provocările prin care trecem. Că, într-adevăr, sunt vremuri foarte complicate și eu văd în general o atmosferă încărcată de foarte multă tensiune în jur și nu are sens să mai amplificăm cu războaie și tensiuni politice. De aceea eu, per ansamblu, văd în toate aceste întâlniri care s-au desfășurat săptămâna aceasta, cele patru cu, până la urmă, cei patru piloni importanței unei comunități, educația, sectorul privat, societatea civilă și sportul, până la urmă pilonii care stimulează performanța pe toate palierele ei la nivelul unei comunități și performanța care este, în definitiv, ambasadorul care crește entuziasmul și care promovează comunitatea. Și noi avem nevoie de aceste exemple pozitive și una dintre misiunile pe care ne le-am asumat anul acesta, împreună cu actorii prezenți la dezbatere, este să promovăm mai bine respectul reciproc și mai ales rezultatele și performerii comunității. Fie că ne referim la educație, fie că ne referim la sport, fie că ne referim la mediul de afaceri sau la proiectele de voluntariat, acestea sunt lucrurile care trebuie să trezească încărcarea pozitivă de care avem nevoie în comunitate. Bun. Haideți să încercăm să fim un pic mai... Focusați pe buget. Sau mai... Nu, bugetul se cunoaște în mare parte. Spuneți-mi în mare, care sunt noutățile, de exemplu, la nivel de investiții? Anul trecut ați anunțat niște lucruri într-un mod super optimist. S-a întâmplat, din câte am văzut eu, că au rămas vreo 20... Deci, cam câți bani aveți reportați de anul trecut? Excedentul este de 20,5 milioane. Da, 20 de milioane. Mm-hmm. Ei, anul ăsta, cum stăm cu investițiile? Mergeți tot pe varianta aceea super optimistă sau pe o variantă care, hai să-i spunem, mai realistă?
O întrebare foarte pragmatică, ținând cont de situație. Da, și anul trecut și anul acesta am avut în vedere realizarea bugetului în perspectiva a două scenarii. Avem, pe de o parte, veniturile proprii, care sunt într-o sumă fixă, dar mai avem și o componentă care este influențată de performanța administrativă și de capacitatea pe care suntem dispuși să o folosim pentru a absorbi banii europeni. Și aici, într-adevăr, am trecut printr-o serie de provocări. Anul trecut am ales din start varianta super optimistă, dar într-un scenariu optimist. Am pornit cu un buget inițial de 300 de milioane de lei. Anul trecut, pe vremea asta, vorbeam despre venituri și proiecte în valoare de 300 de milioane de lei. Și rezultatul final a fost undeva la 303 milioane de lei, deci am avut o anticipare foarte bună, chiar cu 1% plus. Anul acesta am pornit de la minimul necesar în construcția scenariului pe care l-am promovat public și dacă la începutul perioadei de consultare publică anunțam un buget care să pornească de la dați o secundă, 417 milioane de lei, dintre care 397 venituri ale acestui an plus utilizarea excedentului de 20,5 milioane. Acum, în momentul de față, alegând să mergem pe un scenariu mai optimist, pentru că ne interesează să finalizăm cu bine tot ce înseamnă proiecte de mobilitate și aici chiar... Discutăm separat imediat. Așa, plus cele 41 de milioane de lei pe care unde avem contracte de execuție în școli. În această ecuație, propunerea și avansul pe care îl avem este undeva de vreo 98 de milioane de lei, adică vom ajunge la o absorpție a banilor europeni de 198 de milioane de lei, ceea ce ne ajută să avem o anticipare a bugetului de 484 de milioane de lei. Deci înțeleg eu bine că e cu 181 de milioane mai mult decât s-a încheiat anul trecut. Da. Deci e anticipare. Deci. Da, da, da. Poate să fie plus minus ceva acolo, dar bun, așa arată bine. Așa mai arată avem bine. Proiectele prin Angel Salini, care se adaugă. Care se adaugă la venituri și din punctul meu de vedere, chiar suntem obligați anul acesta să finalizăm rețeaua de apă și canalizare și am demarat și studiul de fezabilitate pentru noul pod peste Bistrița. Mai avem proiectele din PNRR, deci acest lucru ne asigură condițiile de a fi mai spornici la treabă și de a atrage mai mulți bani pentru că toate aceste proiecte au nevoie de finanțare și de orașul are nevoie de proiecte. Am înțeles. Deci, pe hârtie și pe proiecția de buget stăm bine. Haideți să ajungem un pic să trecem spre practică. Eu ieri mă uitam afară, ziceam ce vreme bună este pentru lucrări de construcții. Adică mai bună decât în noiembrie, de exemplu, a fost pe o anumită perioadă. Suntem în plină perioadă în care, teoretic, există șantiere unde se lucrează pe așa, ceea ce se numesc coridoare de mobilitate. Adică străzile Leonida, da. Mihai Viteazu, Decebal, Bulevardul Traian și Decebal. Nu, cu excepția la Mihai Viteazu, unde am văzut muncitori că lucrează, în rest nu prea am văzut mare lucru. Ce se întâmplă? Deci pe Mihai Viteazu avem același executant ca și pe Dimitrie Leonida 9 mai
Și pe Mihai Viteazu echipa a fost foarte consistentă. Probabil executantul a ales să prioritizeze trotuarele de pe Mihai Viteazu în această perioadă pentru a avea mai mult spor acolo. Dimitrie Leonida oricum este avansat și suntem undeva la 35% grad de realizare. Cât? 35%? 35%. Pare puțin. Pare puțin și cam asta este. Nu, pare puțin vis-a-vis de lucrările făcute. Probabil că podul ocupă o mare parte din ceea ce înseamnă lucrările de pe acest proiect sunt finalizarea noului pod și consolidarea podului existent deja. Da, de aceea, că altfel pe strada efectivă... Așa, mai este de făcut un sens giratoriu în zona Brădet, dispare sensul giratoriu de la pod Căprioara, mai sunt de făcut lucrările în zona intersecției cu Republicii și, bineînțeles, este lucrarea finală de turnare a ultimului strat de uzură. Da. Dar dacă se rezolvă podurile, bănuiesc că ne apropiem undeva la 75-80%. Da, exact. Bun. Ce se întâmplă pe Traian și Decebal? Pe Traian și Decebal se lucrează la trotoare în zona Precista. Am avut o discuție cu executantul în ideea în care să prioritizăm totuși trotoarele din centrul orașului, care arată destul de rău. Le-am cerut colegilor din primărie să convoace o ședință tehnică în care să vină toți executanții de pe acest coridor, de la executanții lucrărilor de proiectului de apă și canalizare, executanții proiectului de... Să nu uităm, aici avem două lucrări în momentul. Canalizații tehnice de electricitate sau de telecomunicații și, bineînțeles, executantul la trotuare. Haideți să le luăm pe rând. Deci se lucrează practic la trotuare și pe asta se va lucra, pentru că nu se poate intra în mod serios pe lucrări. Pentru poate că trebuie să punem, să terminăm apa întâi. Să terminați apa. Bun, lucrările la apă au început. Au început luni. Au început luni. În zona intersecției dintre Bulevardul Traian și fermelor. Există, având în vedere că cei care fac lucrări la apă sunt parte și în contractul celălalt pe coridorul de mobilitate. Este un uriaș avantaj chiar. Deci există o coroborare a lucrărilor în momentul acesta? Păi din moment ce îi chem și sunt aceiași, trebuie să... Nu știu, eu am văzut foarte multe situații. Și noi am văzut, pentru că nu vă ascund că la un moment dat au venit și ne-au solicitat o prelungire a contractului, deși ei nu se apucaseră încă de treabă. Exclus să putem face o prelungire a contractului, arătați-ne capacitatea de execuție, arătați-ne oamenii în teren, arătați-ne utilajele și logistica mobilizate în teren. Și dacă apar situații punctuale în care să vedem oamenii că stau degeaba și n-au front de lucru pentru că nu am predat amplasamentul și cu aferent proiectului de apă și canalizare, atunci putem discuta despre eventuală prelungire. Dar aveți 4,2 km de muncit la trotuare și la atâtea situații din teren, spații verzi și așa mai departe, căutați-vă frontul de lucru, noi v-am predat amplasamentul, singura condiție este că nu putem face asfaltările până acolo nu se unde termină terminăm... Bun, da. Acum știți cum e, ce se întâmplă cu podul, că anul trecut discutam aici și ni s-a spus că în februarie, teoretic, ar trebui să înceapă lucrările la podul din... În dărâmarea podului și după aceea construirea. Anul acesta cred că au fost deja 2 sau 3 întâlniri ale Comisiei Rutiere. La ultima dintre ele am și participat pentru că înțelegeam că sunt ceva discuții mai complicate pe realizarea unui plan de fluidizare a traficului în zona centrală pentru compensarea faptului că podul de la spital va fi demolat și pentru 4 luni practic va trebui să găsim o soluție alternativă câtă vreme se lucrează la construcția noului pod. Trebuie să-i spun ceva unei doamna Oana Tihenea. Acum se poate oricând discuta orice subiect,
Problema este că nu avem un cadru prestabilit în emisiune. Acest cadru prestabilit este întotdeauna în mintea unora. Această emisiune nu are cadru prestabilit. O să discutăm și problema dumneavoastră și a comunității, dar în momentul în care hotărăsc eu. Nu în momentul în care mi se pune un mesaj, eu trebuie automat să opresc o emisiune ca să discut subiectul acela. Vă mulțumesc tare mult. Da, deci, vă rog să continuăm. Vorbeam despre faptul că constructorul, facem mai, săptămâna viitoare vor fi mai multe ședințe tehnice, în special cu executanții de pe Traian și Decebal, tocmai pentru a lămuri faptul că dacă până acum am prioritizat în primul rând ritmul accelerat al lucrărilor, să se lucreze repede, ca să putem finaliza proiectele la timp și să putem absorbi toți banii europeni. Acum trebuie să ne orientăm pe un echilibru între a lucra repede și bine, având grijă și la semnalistica rutieră și la condițiile în care se realizează aceasta și la evitarea unor situații în care să complicăm accesibilitatea pietonilor. Sunt situații nepermise care se găsesc în oraș. Le-am cerut colegilor mai multă grijă la acest aspect și poliției locale mai multă fermitate. Am înțeles. Bun, deci ne-am lămurit. Se lucrează la trotuare până când nu se termină cu apa. Pe porțiuni, bineînțeles, nu se poate trece la asfaltare. Și când începe podul? Podul de la spital... E o întrebare care interesează pe toată lumea. Podul de la un spital, care interesează cel mai probabil, va începe în luna februarie, imediat după ce avem planul de fluidizare a traficului aprobat de toată lumea, realizăm marcajele, se va muta un pic sensul giratoriu de la spital mai către liceul permită... de chimie, pentru că acolo va trebui să asigurăm accesul utilajelor și echipamentelor executantului. De asemenea, și pe partea cealaltă va avea, a podului Acuieștiului, va avea o zonă de front de lucru. Spre Muzeul de Istorie în piața Mihail Cogălnicianu vom amenaja o parcare cu care să compensăm locurile de parcare care vor dispărea, de exemplu, în zona Unicului. Pentru că noi va trebui să asigurăm prin fața Unicului o preluare eficientă a întregului trafic care va veni de pe podul de la spital către zona aceasta. Bun. Acolo va fi, acolo va fi, acolo va fi momentul zero. Știți, da, atunci da. Va fi un moment zero în care constructorul, care are capacitate de lucru, asta știu sigur, constructorul trebuie să-și dea, să dea dovada concursul și să arate profesionalism. Și dumneavoastră să aveți banii ca să plătiți. Suntem asigurați, am avut și perioade grele în care am reușit să asigurăm cash flow-ul necesar pentru a plăti toate facturile la timp. Acum avem deja acest exercițiu, ne-am dat mâna, cum se spune, și suntem pregătiți să asigurăm orice cheltuială necesară pe proiectele cu finanțare nerambursabilă, plătită la timp, tocmai pentru că știu nevoia constructorilor este să aibă în permanență banii necesari pentru a-și plăti furnizorii și, bineînțeles, salariile la oameni. Că nu poți munci eficient cu salariile neplătite la timp. Bun. Haideți acum, că este o mare presiune ca să... Fără probleme. Ca să răspundem la niște întrebări. Domnul Ioan Olteanu, care dorea să intre în direct, i-am spus să pună întrebări, spune de ce a fost nevoie să înceapă atâtea lucrări la școli în același moment. Eu știu, vă rog să explicați dumneavoastră. Uneori, cel mai complicat lucru este să amâni o decizie. Am ajuns acum în punctul în care sunt atât de multe lucrări simultane, pentru că, pe de o parte, nu a fost suficient curaj mai de mult. Și acum avem foarte multe oportunități de finanțare pentru care nu avem cum să spunem nu.
De asta se întâmplă că astăzi avem multe contracte de finanțare pe care trebuie să le finalizăm până la finalul anului. Și chiar dacă sunt proiecte care au trecut prin o perioadă de evaluare poate nepermis de lungă, de un an și jumătate spre 2 ani, am luat decizia semnării contractului de finanțare respectiv pentru că reprezintă o gură de oxigen și o oportunitate uriașă pentru oraș. Nu voi spune niciodată nu unui proiect de finanțare care să vină în sprijinul misiunii pe care ne-am asumat-o, aceea de a moderniza orașul. Eu sunt convins că până la urmă toată lumea va înțelege, chiar și cei care, în momentul în care ai lucrări complexe în casă, va trebui să găsești o soluție să-ți restrângi mobila, dormitorul și lucrurile pentru a asigura lucrările respective. Eu cred că avem puterea și resursele de a face asta. Ne va fi puțin greu câteva luni, dar la final ne vom bucura cu toții de rezultat. Acum trebuie toată lumea să înțeleagă că nu sunt lucrări de spoiale, nu sunt lucrări superficiale. Nu, dânsul spunea de ce nu se lucrează vara. N-ai cum aici ai lucrări care durează cel puțin un an. Care durează 14 luni. Sunt contracte de execuție care durează 14 luni. Toți constructorii, am avut o discuție cât se poate de fermă și le-am zis, eu asigur plățile la timp, tu asigură lucrările la timp. E o condiție și o regulă simplă în care fiecare are de arătat respectul cuvenit solicitărilor celuilalt. Și eu zic că este posibil. Chiar dacă sunt lucrări de execuție, de exemplu școala 5 și școala 8, pe care le semnăm acum, eu sunt convins că la finalul acestui an vom putea spune că aceste proiecte au fost în câștig pentru oraș, pentru că mă bazez că cel puțin 90% dintre activitățile proiectului vor fi finalizate până la acest an, până la sfârșitul acestui an. Mizez și pe șansă, avem nevoie de acest lucru. Ca să avem această șansă, este nevoie de un singur lucru. Să nu ne complicăm singur existența, adică acolo unde, într-adevăr, ne va fi greu, măcar să înțelegem și să facem împreună pasul de a accepta aceste lucrări și de a ne bucura, de a privi cu optimism către rezultatul final. Da, o problemă care a apărut nu de acum, noi am și scris zilele trecute, în urma dezbaterii cu ONG-urile, de fapt, problema a fost ridicată de dumneavoastră, din câte am înțeles, aceea cu câinii comunitari. Da, adică am fost surprins să văd că la această dezbatere, deși și anul trecut și acum 2 ani... Am înțeles că cei care se ocupă de așa ceva au spus că n-au fost invitați. Eu nu știu ce invitații s-au făcut și cum s-au făcut. Recunosc, n-am avut eu timp să dau mesajele către niciunul dintre segmentele participante la dezbaterea publică. Nu am avut efectiv timp. Le-am cerut colegilor să asigure toate canalele de promovare ale dezbaterilor publice și să invite pe toată lumea. N-am verificat eu listele de invitați, dar cert este că am apelat la parteneri. De exemplu, la Camera de Comerț pentru a invita principalele 200 de companii de pe raza orașului Piatra Neamț. Și vă asigur că nu am avut absolut niciun... Vă spun sigur că am primit și eu invitație ca să merg în partea deci camerei. Toată lumea... Da, deci cine aici cu camera de comerț? În partea asta, la altă, nu știu, cu ONG-urile, dar a apărut o problemă. S-a discutat mult pe o marginea unei postări a noastre, au fost tot felul de poziții. Una dintre poziții mi s-a părut interesantă. Dumneavoastră a spus că se cheltuie și e foarte adevărat, foarte mulți bani cu acești câini. 200 de mii de lei sau cât ați 2 milioane de lei 2 milioane de lei pe an, o sumă foarte mare. Doamna Oana Tihenea a postat și înainte, nu numai acum, a spus, doamne, legea vă permite să eutanasiați acești câini. Nu să nu să-i, doamne, nu eutanasiați. Legea ne cere să-i sterilizați, scuzați-mă. Adoptă în 2 săptămâni. Sterilizați, sau cum se cheamă. Da. Toți câinii care ajung în adăpost sunt sterilizați. Toți sunt? Toți câinii care ajung în adăpost sunt sterilizați. Asociațiile de protecție a animalelor solicită buget prin care să sterilizăm
și câinii care sunt ai, da, care asta nu și putem să o facem legea, pentru că înseamnă alți bani alocați. Eu nu că pot să renunț permite la locuri de joacă pentru copii, că în momentul de față avem 56 de locuri de joacă în municipiul Piatra Neamț care sunt neconforme și nesigure pentru copiii noștri. Eu trebuie să prioritizez realizarea de noi locuri de joacă. Trebuie să prioritizez realizarea spațiilor de agrement și de distracție și de plimbare pentru toată lumea. Câinii comunitari sunt într-adevăr ai comunității și avem grijă de ei, doar că în momentul de față trebuie să ne uităm ce vrem, pe ce vrem să ducem banii orașului. Da, e vorba de sterilizarea câinilor cu stăpâni. Da, eu nu pot să aloc din bugetul orașului, din bugetul alocat pentru locuri de joacă. Nu că n-ar fi legal, nu puteți aloca că nu sunt bani. Că nu e oportun și nu e prioritatea mea. Deci e vorba de oportunitate aici. Exact, este vorba despre oportunitate. Alocăm deja prea mulți bani pentru a asigura activitatea de îngrijire a câinilor comunitari. Lucru unde trebuie să privim cu atenție. Dacă facem asta în continuare în felul acesta, eu sunt dispus. Dar vreau să lansez o dezbatere publică în care să văd comunitatea ce alege. Alegem locuri de joacă, alegem dezvoltarea infrastructurii de agrement. Aici este clar că marea majoritate a oamenilor spune locuri de joacă. Nu știu. E ghidată, pentru că... e ghidată treaba. Problema este alta. Problema este alta. Aveți acest adăpost comunitar, da? Gestionat de Salubritas. Da. Bun. Acolo sunt niște câini. Cum merge activitatea de adopție? Activitatea de adopție merge mai mult împinsă, dar nu prea merge. Ideea este că nu reprezintă, deși facem o lunar, soluție pentru, facem lunar, pentru organizăm lunar târguri de adopție. Toți câinii sunt microcipați, sunt fotografiați, sunt postați pe o pagină de Facebook și am impresia că mai sunt și alte canale pe care se promovează. Sunt foarte puțini câini care sunt adoptați. Și de la lună la lună crește numărul acestor câini și fiecare câine costă mulți bani în fiecare zi. Lucru care pune o presiune reală pe buget și dacă mergem în ritmul acesta, e posibil ca la anul să dublăm și suma pe care trebuie să o asigurăm pentru funcționarea adăpostului. Am înțeles. Lucrurile s-au lămurit. E o chestie de oportunitate aici și de asumare. Da, da. Mergem mai departe. Întrebare. Domnule primar, vă rog să-mi răspundeți când va fi delimitată sau pietruită măcar strada pietrelor de pe Pietricica. E canala cu capra, calcă, piatra. Strada pietrelor de Habar, pe Pietricica. Nu știu. Sincer, nu știu care este această o să, stradă și o când să va fi vă sunăm să dăm o știre. Da, dacă... aș vrea să... Nu-mi dau seama acum. Chiar... Da. O întrebare... Pe Pietricica avem mai multe străzi propuse spre asfaltare anul acesta. Pentru că este, într-adevăr, o zonă rezidențială în plină dezvoltare, unde avem foarte multe solicitări de certificate de urbanism sau autorizații de construcție. Acesta este motivul și avem o abordare prin care dezvoltarea urbanistică se face întâi asigurând utilitățile și abia apoi construcțiile. Da. O altă întrebare care devine clasică în emisiune. Când se vor aduce utilități pe strada Mintiana, APA? Pe strada Mintiana avem următoarea problemă. Doamna Lazar ne întreabă. O discuție și un proiect pe care trebuie să ne-l asumăm împreună cu compania județeană APASERV. Pentru acolo vor trebui realizate niște investiții mai complexe, inclusiv o stație de pompare. Și în momentul de față avem următoarea provocare. Avem o infrastructură de apă total depășită pe raza orașului, unde dacă mai distribuim și mai mult apa, riscăm să nu mai să ajungem să depășim romanul în problema presiunii la apă și a furnizării apei. Eu nu pot să încerc să rezolv aparent o problemă care de fapt se complice și mai mult lucrurile și nici pe oamenii aceia nu-i pot ajuta. Întâi trebuie să îmbunătățim starea infrastructurii de apă din centrul orașului, rețeaua de aducțiune, rețeaua de distribuție. Și în mandatul meu, pentru prima dată în ultimii 50 de ani, se întâmplă acest lucru. Până acum, până la lucrările care au demarat luni, s-au realizat deja peste 2 km de rețea de aducțiune, de distribuție, cu sprijinul celor de la APASERV și pe această cale îi felicit și le mulțumesc pentru activitatea de anul trecut,
unde s-au făcut 700, când s-au făcut 750 de metri pe Mihai Viteazu, 300 de metri pe Progresului, 300 de metri pe Dimitrie Leonida, e clar că și așa mai departe. S-au făcut lucrări care nu s-au făcut de pe vremea primului proiect care a fost cu... Și anul acesta am început și cel mai complex și valoros proiect, Bulevardul Traian și Decebal. Întâi să rezolvăm problemele din centrul orașului și asigur pe toată lumea că vreau să ducem și avem această abordare de a rezolva problema utilităților în tot orașul. Discutăm cu cei de la APASERV pentru realizarea proiectului pe Mântiana, discutăm cu cei de la APASERV și suntem chiar în discuții aprofundate, inclusiv pe obținerea, depunerea în parteneriat pentru obținerea unei finanțări în ideea extinderii rețelelor de utilități, în special apă și canalizare, pentru cartierul Bâtca Doamnei, de exemplu. Însă toate aceste lucruri necesită timp. Gândiți-vă că în doar 2 ani am reușit să ajungem și eu cred că este un progres fantastic dumneavoastră să ne spuneți dacă este așa sau nu, că aveți mai multă experiență. În doar 2 ani să luăm un proiect de la zero, de la studiu de fezabilitate, să obținem și proiectul tehnic, să obținem și toate avizele și autorizația de construcție și să dăm și drumul la treabă și finanțare, care zic nu este era... un progres. Extraordinar. Nu era pe măsura banilor din oraș. Da, să fim. Da, exact. Bun. Uite, mie îmi pare foarte bine că sunt oameni care vin cu probleme importante. De exemplu, domnul Viorelene. Bună ziua! După cum se știe, strandul aduce, hai să nu spun pierderi importante, nu aduce venituri foarte mari la buget. A adus cele mai mari venituri. Nu credeți că măcar o parte ar trebui? E o propunere. Ar trebui regândit și transformat într-un aquapark acoperit sau wellness după modelul celor de la Pride, care să aibă continuitate pe tot parcursul anului. Nu putem, spune domnia sa, să nu folosim această oportunitate o idee pe care o avem. Extraordinară, pe care am discutat-o, nu e nouă. Ea e nouă. A mai fost propusă de arhitecți cunoscuți din municipiul Piatra Neamț, arhitecți cu care sunt în contact și am discutat despre inițierea acestui proiect. Însă vreau să îi spun domnului Iene, și mulțumesc pentru că a ridicat această problemă. Au apărut niște dezinformări în spațiul public recent. Niște dezinformări, dacă vreți, din punctul meu de vedere, lansate de niște oameni care au niște publicații. E perioada. Eu nu vreau să discut despre Eu vreau să lămuresc un lucru. Pe mine mă interesează situația reală la strand. Pe asta vreau să spun. Da, vă rog. Au spus că am făcut investiții de, am cheltuit 2 milioane de lei pentru strand și am recuperat 700 de mii de lei. Cam acestea au fost veniturile înregistrate anul trecut. Dar trebuie să spun și contextul. Noi nu am făcut niște investiții doar în investițiile pe care le-am făcut au fost în primul rând în siguranță. A fost extinsă, a fost supralărgită și a fost un proiect de preluare a apelor pluviale, pentru că în fiecare an, până în 2019-2020 inclusiv, au fost niște inundații care au făcut ravagii prin strand și au dat peste cap multe investiții. Ceea ce am făcut anul trecut a fost o investiție prin care, cu vreo 600 de mii de lei, dacă nu mă înșel, am realizat un proiect de extindere, de supralărgire a Rigolei, care să preia mai multă apă și să asigure siguranța bunurilor și chiar a cetățenilor în strand. Deci nu poți să calculezi investiția cu ce scoți din strand. Poți să faci comparație cu anii trecuți. A fost extins sistemul de monitorizare video pentru a asigura celelalte investiții din strand. Am făcut investiții al căror scop nu este generarea de venituri, ci investiții prin care să asigurăm creșterea gradului de siguranță pe de o parte și, de ce nu, atractivitatea strandului, care se va traduce în timp în venituri mai mari. Locul de joacă din strand nu generează venituri. Umbrelele și șezlongurile din strand nu se amortizează într-o lună de vară și atât. Nu, adică apropo, să nu avem o interpretare absurdă. Am înțeles. Cum s-a nu, ideea este că eu vreau să discutăm propuneri. Mie mi se pare o propunere de luat în seamă. Nu poți să o faci într-un an de zile. Trebuie un proiect, probabil, trebuie gândit, exact. Trebuie văzut dacă ea poate fi chiar făcută, dacă există condiții pentru așa ceva. Pentru că
Toate aceste propuneri merită discutate. Vine cineva cu o completare, strada Pietrelor este cea care leagă strada Schitului de Alea Valea Albă. Și spune, vă rog, când o să puteți să răspundeți, o să intermediem acest răspuns. Da, o problemă, o doamnă care a intrat probabil mai târziu și n-a văzut toată emisiunea, începe cu un mesaj mai războinic, nu acceptăm să ne mute copiii la Speranța, dar după aceea întreabă, ce a întrebat și domnul Olteanu, de ce lucrările acestea nu s-au făcut în vacanță. O să răspund eu, pentru că s-a răspuns la această întrebare, pentru că sunt lucrări complexe, nu se fac în 2 luni de zile. Ele se fac într-un an, 1 an și 4 luni, numai partea de construcție, nu și restul și de dotări. Da, mai sunt și alte lucruri, dar deja am depășit spațiul alocat. O să stabilim o altă emisiune ca să mai răspundem și la alte întrebări. Dacă sigur. Pe final. Să tragem o concluzie. Să dăm și o predictibilitate pentru cei care mai au întrebări și doresc să le mai adreseze. Dacă nu intervine nimic care să-mi durieze programul, joia viitoare sunt din nou în platoul la dumneavoastră pentru a răspunde de asemenea la întrebările. Atunci punem lucrul ăsta în calendar. Bine, mulțumesc pentru participarea la și emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Cam așa aș vrea să se deruleze emisiunile cu cei din administrație, adică într-un mod, dacă se poate, constructiv pentru toată lumea. E un moment important la începutul anului pentru Piatra Neamț, dar și pentru județ, bugetul. Aș fi vrut să văd o dezbatere chiar și la nivel de partide, pentru că, da, vă rog, spune. Mulțumesc frumos. Chiar am vrut să încep, dacă se poate, introducerea pe buget cu faptul că dezbaterile nu s-au terminat. Mâine îi voi convoca pe liderii partidelor politice din Consiliul Local, în ideea discutării bugetului în forma care există și a eventualelor amendamente. Și vreau să anunț încă de acum că dacă vin cu abordări și cu propuneri rezonabile, eu le voi susține. Anul trecut eu nu știam am avut dezbateri loc. Mai consistente. Eu mi-aș fi bucurat ca aceste dezbateri să fie, cum să spun eu, nu neapărat că să vină presa, dar să existe după aceea o transparență, să vedem ce gândesc fiecare dintre cei din Consiliul Local, că poate vin propuneri chiar și din zona coaliției care vă susține, care asigură majoritatea. Sigur. Adică vin un om și spune, eu mai am și această propunere. Vine cineva, spuneam, am o propunere. Sunt multe lucruri de discutat. Eu aș fi fost foarte interesat să văd ce se întâmplă pe zona de parcări, dar asta discutăm joia viitoare. Vă mulțumesc pentru participare, oameni buni, aceasta a fost emisiunea. Vă mulțumesc că ne-ați suportat. Dacă am mai fost eu un pic mai contondent, vă rog să mă iertați cu cei care am făcut-o, dar sunt momente în care trebuie să fii atent și la calculator, și la ce spune invitatul, și la mesaje, și la WhatsApp-uri, și se mai întâmplă. Cele bune, numai bine, sănătate!